Bancherii merg la sigur cu venituri care le-ar permite să-și asume orice risc. Preferă să investească adesea în titluri de stat, depozite sau fonduri de pensii. Mulți și-au îndreptat economiile și către colecții de artă sau bijuterii. Un lucru este cert, spun analiștii. Indiferent de salariu, oricine trebuie să învețe lecția diversificării economiilor. Cel mai longeviv șef de bancă centrală din lume a ales să-și țină o parte din bani în titluri de stat ca să obțină o dobândă mai mare. Pe lângă asta... Mugur Isărescu, guvernatorul Băncii Naționale a României, este cel mai bine plătit angajat din instituție, după cum arată o analiză a publicației de business Ziarul Financiar. Salariul ajunge la 16.200 de euro pe lună, dar guvernatorul primește și o pensie de 3.800 de euro lunar, la care se adaugă veniturile de circa 6.200 de euro obținute din calitatea de membru titular al Academiei Române. Să vedem în ce și-a investit banii până acum, în primul rând în producția de vinuri la care contribuie împreună cu familia. În declarația de avere apare și o colecție de bijuterii de peste 90.000 de euro. Aproape la fel de valoroasă este și colecția numismatică, monedele și medaliile vechi pe care le deține ajung la 80.000 de euro. Șeful Băncii Centrale mai are tablouri și icoane în valoare de peste 26.000 de euro. Chiar și în lipsa unor astfel de sume, economiștii spun că e o lecție de învățat din modul în care aleg să investească chiar specialiștii în bani. Nu este bine să strângem toate ouăle în același coș. Din acest considerent este bine să avem și depozite de economii, să avem și cumpărare de obligațiuni și de acțiuni pe la bănci. Du-te și investește cât mai variat în imobiliare, în titluri de stat. Atunci când vrei să pui niște bani deoparte, nu-i băga numai în criptomonede care s-au dovedit a fi o bulă speculativă. Din informațiile publice vedem că mai toți bancherii se ghidează după principiile clasice. Florin Georgescu, prim viceguvernator, este al doilea cel mai bine plătit angajat din Banca Națională. Are un salariu de 15.500 de euro pe lună, o pensie de 2.500 de euro pe lună și încasează și o indemnizație de parlamentar de 2.500 de euro. Pe lângă depozitele în lei și valute pe care le are, Georgescu a mai investit peste 10.000 de euro în tablouri, 7.000 de euro în ceasuri și în jur de 8.000 de euro în bijuterii de aur. În ce nu ar investi un bancher niciodată? În ceea ce este foarte riscant. Nu și-ar ține banii la vedere, de exemplu. Trebuie să câștige întotdeauna ceva. Eugen Nicolaescu, viceguvernator al BNR, ajunge la un salariu lunar de 14.400 de euro, pe lângă care mai are o pensie de aproape 2.400 de euro lunar. În general, bancherii investesc în titluri de stat, în depozite bancare, în euro, dolari sau lei, dar și în acțiuni la bursă sau în fonduri de pensii. Asta pe lângă obiectele de valoare pe care le cumpără.